pare un băiat bun, are o voce invidiată de mulți și nu prea apare în revistele de scandal. Nu ne-am fi gândit la el ca la un om de afaceri. Cu toate că a avut tot jocul ăsta de pozitiv-negativ cu Euroviziunea și cu problemele familiare, poate fi tipul antreprenorului român mic, dar țăpănos. Mihai Trăistariu are două supermarketuri în București. Supermarket, ce faci? Ce are acolo? Prăjituri? S-a orientat bine. Mă întreb când mai are timp să cânte. Non-stop, că dormi cam târziu și poate s-a gândit la colegii lui din Breazlă, care au un program cam încărcat și na. Magazinele ca magazinele, dar Mihai mai are și 45% din acțiunile unei discoteci din München. E, nu așa oricum România, ci România, München! Investiția din Germania se ridică la 17.000 de euro. Nu mi se pare o sumă năucitoare, am investit 17.000 de euro. Dacă spunea că a investit 500.000 de euro, într-adevăr era o bijuterie, dar 17.000 de euro, mai bine își lua o mașină. Deci, merge? Merge! Băiatul face foarte bine ce face. M-a spus, e mic, dar voinic.